Ai venit ca să apar pe vlog, nu? Nu. Cloud Chaser. Ba. Ai venit să cauți scandal. Eram sigur. Bună ziua YouTube și bine ați revenit la un nou TikTok Tags. Ca de obicei am strâns tagurile pe ultimele 2 săptămâni în care n-am răspuns și în afară de clipurile la care nu am făcut stitch, am lăsat tagurile pe TikTok acolo și astăzi mă uit prin ele și reacționez la ele pentru că în general sunt videoclipuri care merită mai mult decât un stitch pe TikTok ca să fie discutate. Și din cauza că sunt un leneș incredibil și mi-este lene să filmez în afara casei mele, deci nu am content pentru YouTube. Therefore, ce fac este să iau tagurile voastre de pe TikTok și să le transpun în YouTube. Da, nu sunt leneș din cauza asta, dar este una dintre cauze. Ca de obicei, știți regulile, regulile, căcat, voi îmi dați tag, iar eu ce consider că merită discutat, pe îndelete și lămurit dacă este un anumit subiect sau o anumită temă care merită dezbătută, o dezbat aici, în seria asta care se numește TikTok Tags. Bun. Ca de obicei, acest vlog este... Toate vlogurile sunt sponsorizate de Vitabolic, deci mai aveți... Astăzi este ziua de sfânta dată de 29 octombrie, cred că mai aveți 2 zile de reducere cu 20% pe Vitabolic, după care o să se revină la reducerea normală de 10% cu oricare cod de sportiv vreți voi. Eu vă recomand să-l folosiți pe al meu, dar na, ca să nu fiu nesimțit, doar e reducere, ok? În afară de asta, dacă vă place contentul, lăsați like, share și subscribe. Dacă nu vă place, nu vă place. Aia este, puteți să-mi scrieți în comentarii ce nu vă place, în afară de lucrurile care sunt obiectiv științifice și nu pot fi dezbătute în comentarii. Bun. Without further ado, haideți să trecem mai departe. Stai să-mi aranjez și eu ăsta aici, că mi se pare că e cam nerușinat. Gata, perfect. Bun, ia să vedem în ce avem tag. Prima oară. Mi-am cumpărat acest baton proteic foarte sănătos. Ah, ok, este gluma cum mi-am cumpărat acest baton proteic, ok. Nu, no, altceva. Tu cum îți iei pre-workout? Dacă bagi cupa direct în gură și dai cu apă după, oprește-te cât mai repede din a face asta. E una dintre greșelile pe care le făceam și eu în trecut. Avem impresia că nu e nicio diferență dacă le iau direct așa sau dacă îl dizolv în apă. Dar, după un scurt research, am descoperit că poți ajunge să ai o grămadă de probleme de sănătate, inclusiv palpitații, iritarea plămânilor, probleme digestive, etc. Trimite clipul unui prieten care și ia așa pe workout. Bă, stai așa că... Stai așa, stai așa. Stai că l-am mai văzut pe ăsta, dar m-a spart puțin. Grămadă de probleme de sănătate, inclusiv palpitații, iritarea plămânilor, probleme digestive, etc. Trimite clipul unui prieten care și așa. Deci, avem așa. Nu, deci nu, nu. Nu. Palpitații, iritarea plămânilor. Le luăm pe rând, da? Deci, este diferența între pre-workout luat dry scoop și pre-workout luat, presupun, as a shake, nu? Ok? Bun. Singura diferență, da, bine, nu, vă zic la final singura diferență, adică vă zic concluzia logică la final. Acum, le luăm pe rând. Deci avem așa, palpitații. Palpitațiile nu înseamnă mai mult decât, pot fi și aritmii. Dar, mă rog, se transpun în limbaj popular ca și creșterea tensiunii arteriale. Da? Lucru care este oricum datorat în mare parte creșterii pulsului, de care se ocupă cafeina, care va exista în orice pre-workout care are și stimulant, adică are și cafeină. Deci, by default, dacă tu consumi un pre-workout care are cafeină și ești predispus sau ai o patologie genetică care te predispune la a avea un puls foarte ridicat cu orice nivel de cafeină din sânge sau cu un nivel ridicat în funcție și de câtă cafeină contextuală are pre-workout-ul respectiv, tu oricum vei avea palpitații, adică un puls mai mare și o tensiune arterială care poate să aibă un spike și după aia un lus.
Dar palpitațiile nu sunt neapărat o problemă de sănătate. Poți fi intolerant la cafeină, cum de ună zi am auzit că Etrofin, de exemplu, după ce a făcut un EKG, e intolerant la cafeină pentru că nu a consumat cafeină. Pana, puteți să fiți intoleranți la cafeină. Dacă considerați că consumați un pre-workout care are cafeină sau are multă cafeină, de exemplu, să o luăm treptat. Dacă consumați un pre-workout care are 400 mg de cafeină, hei milă, și considerați că vi se ridică pulsul prea mult sau că vă simțiți rău, mai ales în special dacă credeți că e o chestie legată de mușchiul cardiac, scădeți nivelul de cafeină și vedeți dacă vă simțiți la fel de rău cu jumătate din doză, cu 250 de miligrame de cafeină, cu 200 de miligrame de cafeină, etc. Și tot scădeți doza aia, doza aia, doza aia treptat până ajungeți la o doză care poate fi tolerată de corp. Aia va fi doza pe care o veți tolera voi toată viața. Dar în general oamenii care au probleme de genul ăsta știu by default din momentul în care consumă cafea sau espresso care are, să zicem, cel mai mare nivel de cafeină ridicat. Deci palpitațiile nu sunt o problemă de sănătate cauzată de pre-workout, sunt o problemă de sănătate by default, patologie genetică, să zice. După aia avem așa, iritarea plămânilor. Păi cum, boss, că nu îl inhalezi? Medical, cum ajunge? Nu, nu, dar nu are sens. Căcat, nu are sens. Păi, cum dracu ajunge în plămâni? Să zicem că le inhalezi. Câte particule din pre-workout ăla pot ajunge în plămâni? Trebuie să treacă de căile nazale, în primul și în primul rând. Și după aia să meargă spre plămâni. Dar tu ai esofag, adică pana mea. Ce nu ajunge în plămâni. Nu, fake. Fake as fuck. Și după aia ce mai am? Probleme digestive. Probleme digestive oricum s-ar putea să aveți de la pre-workout. O alt fel de intoleranță, de la alte ingrediente din pre-workout sau poate chiar de la cafeină. Uite, de exemplu, cafeina este un foarte bun stimulant digestiv care vă poate stimula digestia. În momentul în care știți că sunteți constipați, balonați, etc., etc. și nu aveți o digestie foarte bună, cafeaua, ca fiind un element finit care conține și cafeină, poate stimula digestia foarte bine, iar cafeina are foarte multe beneficii pe partea de digestie. De fapt, cafeina are doar beneficii în cantități optime. Cafeina e unul dintre suplimentele care chiar dă un improvement la sistemul neuronal și îți susține... Cum, unde dracu era studiul ăla? O să-l caut, să vă pun studiul în descriere. Era un studiu, pe scurt... Că oamenii care consumă cafeină trăiesc o viață cu de nu știu câte ori mai bună decât cei care nu consumă cafeină și poate să prelungească durata de viață cu nu știu cât la sută cafeină. Mă rog, erau, poate mă contrazic, poate zic eu un căcat acum cât nu l-am în față, dar trebuie să am studiu în față ca să-l prezint pur și simplu. Deci, pe partea digestivă, cafeina poate să însemne că, nu știu, te trimite direct la baie. Iar cafeina este ingredientul principal într-un pre-workout. Sau poate aveți intoleranță la alte ingrediente care sunt conținute în pre-workout. Beta-alanin, extract de ceai verde, citrulină, habar n-am. Poate aveți o intoleranță la un aminoacid. Nu citează nicio sursă medicală, nu citează niciun studiu, nu citează absolut nimic. Nu citează nici măcar o analogie personală. Adică nu citează absolut nimic. Clipul ăsta este un clip făcut pentru view-uri și cam atât. Da. Ăsta e clipul. Cât are? 5.000 de like-uri. Probabil are 300-400.000 views, poate jumătate de milion de views, ceva de genul. Și 49 de comentarii. Dar cu creatina. Da. Logic, nu trebuie să fii foarte deștept ca să realizezi asta. Așteptăm studiile. Păi, până mea, da, așteptăm studiile. Asta zic și eu. Iar creatina, n-am luat în viața mea, nici n-am nevoie. Jesus Christ. Ciprian Petre, RF Kinetics. RF Kinetics, Ciprian Petre, RF Kinetics, RF Kinetics, RF Kinetics, povești. Păi zici și de ce, băi, deșteptule? Și acum să vă explic de ce este mai bine să vă consumați pre-workout-ul sub formă de shake decât să-l dați dry scooping. Scopul unui pre-workout este ca el să ajungă în tubul digestiv, în niciun caz în sistemul pulmonar. Pre-workout-ul ăla n-are ce să caute în plămâni, da? Bun. Și el ca să ajungă în sistemul și în tubul digestiv, vă trebuie două condiții ca pre-workout-ul ăla să fie efectiv. 1. Nivelul de apă, adică cantitatea de apă cu care îl luați, și vă recomand, dacă aveți o cupă din orice pre-workout, să o luați cu minim 250 de mililitri de apă. Eu, de exemplu, îmi beau pre-workout-ul în 300, poate 350 de mililitri de apă, poate să fie puțin cam mult, dar aveți nevoie de apă ca el să ajungă în tubul digestiv și să se... toate
micro, era să zic diamantele alea, toate celulele, nu că celulele e deja micro, cum trebuie să zic, toate particulele alea din preoc, tot praful ăla, el trebuie să se disperseze în apă, să se amestece cu apa din celula aia, din părticica aia nisipoasă, el să devină lichid, ok, din stare solidă să treacă în stare lichidă. Și cum fac asta? Cu apă. În momentul în care eu îl iau dry scooping, mai mult de 50, 60 până în 100 de mililitri de apă, nu o să beau cu el, că nu mă încape, adică, na, cât pot să înghit odată? Acum am gura plină și nu știu dacă am luat 40-50 de mililitri de apă. Gândiți-vă că în momentul în care luați pre-workout, dry scoop, și am făcut și eu asta în momentul când eram pe fugă sau nu aveam pur și simplu shaker la îndemână, am pus cupa, am pus mai puțin decât am luat acum în gură apă și după aia am făcut gargară cât să se amestece într-adevăr, dar nu o să se amestece niciodată la fel de bine cum se amestecă când îl băgați în shake și vă rog să memați chestia asta. După care l-am înghițit, după care am mai luat o gură de apă ca să-mi spăl practic cavitatea bucală de resturile de pre-workout care mi-au mai rămas. Deci problema principală e că nu că nu o să se asimileze, o să se asimileze, dar mai greu din cauza faptului că nu aveți apă. Apa ajută digestia, nu vă îngreunează digestia. Și atunci scopul e că el să ajungă cât mai repede în tubul digestiv, de acolo să fie împărțit și trimis mai departe toate elementele respective să-și facă treaba în organism. Și pentru asta aveți nevoie de 1. Apă și 2. Să aveți tubul digestiv gol. Pentru că indiferent dacă îl luați cu multă apă sau cu puțină apă, în momentul în care tubul digestiv este plin, l-ați luat practic, nu degeaba, dar elementele din el o să facă kickback mai târziu decât v-ați așteptat voi. Pentru că, guess what, tubul digestiv este deja plin. Și toate elementele în tubul digestiv se așează așa, unul peste altul. Nu o să ajungă ăsta primul că e cafeină dacă tu ai mâncat înainte 200 de orez cu 150 de pui și cu 100 de feți, cu 10 feți și nu știu ce legume sau cine știe ce masă ai avut. Astea sunt condițiile ca pre-workout-ul ăla să fie efectiv în momentul în care îl luați. Puteți să luați dry scoop, dar beți apă după ce l-ați luat. Dacă beți suficientă apă, dar vă zic că nu prea e același lucru. Ideea de pre-workout este ca pre-workout-ul să fie și bun, ca tu să poți să siponit, adică să, na, nu știu, doamne, m-am ajuns, nu mai știu română, să puteți să-l savurați în ghilimele, da? E ca o cafea. Unii oameni preferă să-l dea pșat, alți oameni preferă să stea să-l savureze. Dacă pre-workout-ul ăla este bun, bun la gust în momentul de față, doar despre asta vorbesc, nu de ingrediente. Dacă e bun la gust și tu îți face plăcere să stai și să-l bei pendelete înainte de antrenament, fă chestia asta, pentru că în momentul în care o să-l dai shot și o să-l dai dry scoop, nu o să-ți vină să bei foarte multă apă după el. Dacă aveți plăcerea de a bea foarte multă apă așa în gol după ce v-ați luat pre-workout-ul dry scoop, do that too. Părerea mă mâncă nasul, am dat cu niște ride prin casă. Ah, Jesus, și mă mâncă rău nasul. Ok, bun, deci da, fake as fuck, din păcate, îmi pare rău. Mergem mai departe. Așa, o să fie multe taguri la asta. Ia să vedem ce avem aici. Trei motive pentru care nu devii mai puternic la sală. 1. Crești prea brusc greutățile cu care lucrezi și asta duce la repetări incorrecte și ratate. În loc să sargă de 10-15 kg între serii, crește cu 2,55 kg și fă-le corect. Nimeni nu și-a crescut vreodată forța sau masa musculară din repetări neefectuate. Așa că lasă-ți egoul deoparte și antrenează-te mai deștept. 2. Ca să mă contrazic un pic, s-ar putea să nu lucrezi cu greutăți suficient de mari sau nu tragi suficient de tare de tine. Ca să-ți crești forța, trebuie să depui un anumit nivel de efort care poate să vină la pachet cu disconfort. Iar pentru asta va trebui să strângi din dinți și să dai bătaie. Și 3. Nu te antrenezi suficient de frecvent. Dacă vrei să-ți crești forța, de exemplu, la împins culcat cu bara și faci acest exercițiu doar o dată pe săptămână, atunci progresul tău va fi foarte lent. Însă dacă ai face acest exercițiu de 3 ori pe săptămână, atunci asta va garanta o creștere în forță și masă musculară pentru grupa de mușchi respectivă. Dacă ți-a fost de ajutor această postare despre antrenament, lasă un biceps în comentarii și vei face mai multe. Stai așa că mai vreau să-l văd o dată. Stai. Pe partea de început. Că ultimele două le-am prins. 3 motive pentru care nu devii mai puternic la sală. 1. Crești prea brusc greutățile cu care lucrezi și asta duce la repetări incorrecte și ratate. În loc să sargă de 10-15 kg între serii, crește cu 2... Între serii? Don't get me wrong, e pentru prima oară când... nu e chiar pentru prima oară, dar e un TikTok bun de la 1 oră și încerc să-i găsesc nod în papură. Încă o dată. 5 kg și fă-le corect. Nimeni nu și-a crescut.
Ok, bun. Ok. Deci avem argumentele următoare, că nu crești în masă musculară din cauza că, 1, crești prea brusc greutatea. Ideea de bază la a crește greutatea între serii, mi se pare exagerat, dar ideea de a crește progresiv overload-ul cu 10-15 kg, cum vorbește el, mi se pare bun din punctul lui de vedere. Adică, între serii, între prima serie pe care o execut, care să zicem că este de încălzire, și următoarea serie, care să zicem că este un feeder set. Hei, Nina, găsește-ți loc, te rog. Și seriile de lucru adiacente care urmează, ultimele serii, bineînțeles că va fi mereu o distanță de 10-15 kg. Hai să luăm un exemplu. Top setul meu este 220 kg la RDL cu bara, 6 repetări. Iar ca să mă încălzesc, mă încălzesc și cu bara goală. Și după aia mai am o serie de încălzire cu 60 kg. Și după aia mai am o serie de încălzire cu 100 kg. Și după aia mai am o serie de încălzire cu 100, cu 140 kg. Și după aia am un feeder set cu 160 kg. Și după aia am un feeder set cu 200 kg. Nu, un top set cu 200 kg. Și după aia mai am un top set cu 220. Deci de la bară goală de la 20 kg până la 220 sunt 200 kg. Conform legilor lui Hunor, să nu, de a nu crește între serii, mi se pare cam exagerat. Și ca începător, man. Și ca începător sunt anumite exerciții, anumite aparate în sală care nu-ți permit, adică aparatul e gol, am aparatul gol. Ce ar însemna să nu pun 10-15 kg între serii? Adică am o presă de piept, da? Plate loaded, da? Pe discuri. Am o presă de piept plate loaded, sunt începător, fac cu aparatul gol. Merge mișcarea super ușor, nici nu simt. Pun 10 kg, încerc să simt mai greu. Pun 20 kg, pe o parte mă refer, da? Adică mai pun 10 peste alea 10. Începe să se simtă puțin mai greu. Să zicem că ăla ar fi un set de lucru pentru un începător. Adică consider că un începător, cam atât din experiența mea de a antrenat oameni și am antrenat mulți oameni, și în experiența mea de a vedea în sală alți începători cum se antrenează, 20 kg pe o presă pentru piept încărcată pe discuri, pe o parte, este suficient pentru un începător. Ce ar trebui să nu se încălzească cu 10 kg și după aceea să mai pună încă 10 sau 15 sau... Adică între serii nu văd sensul de a nu crește, că aia e și rostul seriilor, să te pregătească, să... Și nu vorbesc de preepuizare, doar să te pregătească din punct de vedere psihic pentru următoarea, și din punct de vedere fizic, să-ți încălzească articulațiile, mușchii, să pună sângele în mișcare, să fii pregătit pentru următoarea serie cumva. Mă ar însemna să mă așez la bancă la piept și să lucrez direct cu 50 de kilograme, că pe ăla e setul meu de lucru și să nu mai cresc sau să nu mai scad. Nu știu, mi se pare aberant asta, dar mi se pare, cred că se exprimă prost. Cred că de fapt a vrut să zic că să nu, de la progresiv overload, de la săptămână la alta, da, clar, adică eu acum am 220 la RDL record, eu nu pot să mă duc săptămâna viitoare să pun 240, nici măcar 230, pot să-mi pun un disc de 1,25 sau un disc de 2,5. Adică maxim 5 kg slash 2,5 kg. Ăla e maximul pe care pot să-l fac. Cum nici la împins la piept, nu pot să mă duc săptămâna viitoare să-mi pun gantere de 60 kg. Nici nu știu dacă pot gantere de 55. Da, de la o săptămână la alta pe sistemul de progressive overload sau de la un antrenament la altul pe sistemul de progressive overload este prea mult 10-15 kg și 2,55 kg este suficient. Este enough, adică e modul de a progresa absolut normal. Dar în rest, de la o serie la alta, nu. Iar ideea că mi-aș pune prea mult și aș face repetări incomplete e cam stupidă din pricina faptului că bănuiesc că toată lumea știe chestia asta by default, că dacă îți pui greutatea nu este direct proporțională, greutatea cu care lucrezi nu este direct proporțională cu stimulul pe care îl ai și cu hipertrofia generată ulterior. Clar nu este. Știm cu toții oameni care sunt mai slabi decât ne considerăm noi și au un fizic mai prost decât îl considerăm noi, care sunt mai puternici ca noi și viceversa. Oameni care arată mult mai bine ca noi și nu sunt la fel de puternici ca noi. Și avem cel mai simplu exemplu, Anatoli, da? Care are cât are? 70 de kg sau 75 de kg și poate să facă deadlift cu jumătate tonă în sumo, ok? Eu știu dacă poți să mișc 300 de kg în sumo. Hai, 350. Nu, no, poți să mișc 300, cred. Habar n-am. Da, by default. Și există copii care sunt foarte puternici. Da? Deci forța nu este proporțională cu modul în care arăt. Și nu o să fie niciodată proporțională forța cu modul în care arăt. Cum nici antrenamentul pe care l-am nu o să fie niciodată proporțional cu modul în care arăt.
Da. Iar celelalte două argumente, al doilea cu se antrenează cu prea puțină greutate, este adevărat. Majoritatea oamenilor suferă de undertraining decât de overtraining. Am văzut foarte rar cazul. De fapt, nici nu am văzut, nici nu cred că știu oameni care se supraantrenează, pentru că este foarte greu să te supraantrenezi și majoritatea oamenilor se subantrenează și au impresia că gata, am nimerit un platou, deload, 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 când este pur și simplu o chestie de ori de comoditate, ori este un pas psihologic pe care trebuie să-l facă ca să meargă mai departe. Sau poate sunt limitați de echipament. Unele săli, într-adevăr, te limitează. Eu, de exemplu, nu mai pot să cresc la helcometru acum și nici la gantere. Da? Orice fac, tras, împins pe partea de helcometru și gantere, eu nu mai am cum să cresc la anumite exerciții, pentru că nu mai îmi permite aparatura din sală să cresc. Și atunci încropești lucruri, faci diverse metode, crești volumul dacă este nevoie. Primul pas este să crești volumul, că nu mai ai unde să crești. Iar după aia găsești o anumită alternativă prin care să poți să mai adaugi niște greutate în plus. Iar ultima, nu mai știu care era ultima, Doamne, stai să mă uit la Honor. Bravo, Honor, sunt mândru de tine. Uite un TikTok care nu este... Uite un TikTok cu aia bun, care a făcut 250 de like-uri. Uite un TikTok bun. Vreodată forța sau masa musculară din repetări neefectuate. Așa va trebui să strângi din dinți și să-i dai bătaie. Și 3, nu te antrenezi suficient de frecvent. Dacă vrei să-ți crești forța, de exemplu, la împins culcat cu bar. Da, mă rog. Da, uite un TikTok semi-bun care are 250 de like-uri. Comparativ cu TikTok-urile alea care sunt super mega alambicate și zice chestii super mega de prost gust și de nu știu, care n-au niciun sens și fac o grămadă de view-uri. Ca să înțelegeți cum funcționează, așa funcționează social media. Fac react la un TikTok care este controversat, o să am și eu foarte multe like-uri și view-uri implicit. Același lucru face și el. Spui ceva controversat, like-uri, view-uri. Nu spui chestii reale, pula view-uri. Și nu mi se pare corect nici față de el din punctul ăsta de vedere, dar pur și simplu așa funcționează social media și așa funcționează oamenii. Nu le convine să spună, nu, de fapt nu le convine să afle lucruri, zic, a, s-au uitat oamenii și au dat skip, next, next, scroll, 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 scroll. A, las, bă, că știu eu să mă antrenez. Pana mea, asta cu antrenamentul frecvent, asta ultima, este și nu este adevărată, că nu poți să-mi spui că... De fapt nu, pentru powerlifting să zicem că merge un split de 3 ori pe săptămână, dar de 3 ori pe săptămână pentru hipertrofie este puțin cam mult, da? Să stimulezi o grupă de 3 ori pe săptămână mi se pare puțin cam mult. Dar din punct de vedere al powerlifting-ului strict pe partea de forță, da, mi se pare ok să poți să faci același exercițiu de 3 ori pe săptămână ca să poți să crești în el. Deci, overall, bravo, Hunor. Bravo, pula mea, n-am ce să zic. Bravo, excelent, like. Like. Next. Premier aici. Pe primul plan, nu pun zahărul, cum spune toată lumea. Eu pun uleiul de palmier și la este toate produsele. Da, nu, ăsta nu se aude bine. Gen, e la maxim și nu se aude bine și nu o să-l auziți bine. Nu pot să-l ascult. Deci este un tip, l-am mai văzut, care spune că chips sunt chestii, unele sunt, da, nu știu, e controversat. Trebuie să găsesc originalul ca să-l pun pe ăsta. Mamă, dar și asta se aude super prost. Sunt la maxim? Da, sunt. The fuck? Da, ok. Deci pentru partea exterioară nu există partea exterioară. Așa vă zic eu foarte drăguț și la scurt și la obiect, o să vă lucrați epicondilitele. O să vă luați de aici epicondilii ăștia, interni, lateral intern, da? Că am făcut și eu chestia asta la viața mea. Și în momentul când o să faceți flexie, epicondilul o să facă câr. Și toată presiunea se va pune pe epicondilul lateral intern și o să vă treziți după niște ani cu niște dureri, așa, când vreți să faceți extensia brațului sau flexia brațului, dar în general tot ce înseamnă pull o să aveți problema asta și o să vă doare epicondilul și o să zice, ai, epicondilit, o să trească să fac nu știu câte luni de tecar. Just don't do that. Don't do that. Puteți să simulați
puteți să simulați și nu există partea internă și externă a bicepsului. Adică anatomic vorbind, nu există panela. Nu vreau să jignesc sau să mai zic că oamenii sunt cum sunt, dar nu există. Partea interioară. Și după aceea mai aveți și asta pentru înălțimea bicepsului. Bă, trebuie să... Poți suntem chiar atât, suntem de proști? Să mor eu, când oamenii nu înțeleg că nu există, deci nu există grosime, deci în biomecanică nu există să lucrezi, stai așa să vă arăt bicepsul bun, da? Nu există grosime și lățime, da? Deci stai să mă încordez să se vadă la cameră, da? Bun. Asta să zicem că este înălțimea bicepsului, cum a zis el, da? Înălțimea strict din punct de vedere matematic, da? Aici am înălțime. Iar cu totul este circumferința brațului, da? Eu măsor circumferința brațului. Eu în momentul în care o să fac o flexie sau o să fac o extensie, având în vedere că brațul este format din două grupe, o să trebuiască să le lucrez pe amândouă în mod egal. Să zicem că eu le lucrez pe amândouă în mod egal, da? Și fac flexie, după aia fac extensie. Ok? Bun. O să crească bicepsul și tricepsul. Din cauza că acești mușchi sunt rotunzi și sunt așezați pe un os numit humerus, care pornește de aici și se termină aici, ok? Osul ăsta se numește humerus. Eu când o să lucrez o grupă, mușchia nu o să se așeze doar aici în lateral, sau doar aici în interior, sau doar aici în exterior, sau doar pe triceps. Că tricepsul are trei capete, da? Dacă eu o să lucrez doar, să zicem că oamenii zic că la pushdown să lucrez doar capul scurt al tricepsului. Ce credeți, că capul lung nu o să lucreze și o să am un triceps de la gen, o să fie ăsta, o să fie doar ăsta, iar ăsta de aici din spate nu o să mai existe. O să fie doar ăsta mic, o să fie doar ăsta mic, ăsta mic, atât. Atât o să fie. Voi înțelegeți că anatomic, adică nu voi, el înțelege că anatomic, lucrurile, mușchii aia se așează pe forma osului. Am un os. Și pe osul ăla așez mușchi și așez uniform. Nu-i așez doar unde zici tu că lucrezi partea interioară sau lucrezi partea exterioară. În primul și în primul rând, pentru a executa biceps corect, trebuie să am o paralelie... Trebuie să am capul umeral, cu cotul, cu articulația cotului, cu olecranul și cu încheietura paralele. În anamneză, asta este, stai așa, să vadă dorsal. În anamneză, poziția naturală este asta, nu pot să mă ridic în boxeri, da? Poziția naturală este asta, în niciun caz asta. Asta este poziția naturală. Așa arată coatele. Din cauza că humerusul funcționează ca un femur, pleacă de aici, are un cap, după aia se duce așa în direcția asta, vă explic efectiv ca la copii, deși am desenat anatomie aici. Și după aia coboară așa. Nu este drept, nu este perpendicular, nu este drept. Eu nu înțeleg cum pot să afirm că fiecare tip de mișcare crește altă parte. Că nu face chestia, nu se ocupă cu chestia asta. Mușchii se așează uniform, ca o formă tridimensională. Noi suntem formați, noi nu suntem 2D să lucrăm. Deci el practic a împărțit a treia dimensiune în care noi trăim și a zis, bă, bosule, dacă vrei să trăiești în dimensiune, trebuie să trăiești în dimensiuni pe rând. Ai înțeles? Deci tu trăiești acolo într-o dimensiune, după aia în a doua dimensiune și după aia în a treia dimensiune. Așa construiești și bicepsul, într-o dimensiune, după aia în a doua dimensiune și după aia în a treia dimensiune. Nu, mi-e foarte greu să cred că asta este o problemă anatomică. Și mi-e foarte greu să cred că oamenii ăștia nu știu chestia asta tocmai din cauza că nu știu anatomie. Pentru că e la... Adică, cum... Nu pot să percep cum nu-și dau seama de lucrurile astea. Ca oamenii aia care zic că... grosimea spatelui și lățimea spatelui. Bine, ești prost, e un omoplat, mă, frate. Omoplatul ăla se înconjoară în toate părțile, că mușchii sunt tridimensionali. Îi înconjoară din toate părțile. Pentru că asta îți dictează mișcarea pe care o faci.
În pana mea înălțime, ce înălțime? Asta este înălțime, asta este unul dintre cele mai proaste exerciții de biceps. Să faci flexia asta unde nu ai elbow support încât tu să poți să împingi, este unul dintre cele mai proaste exerciții de biceps. Asta, în momentul în care cotul poate să-mi plece în jos, când trag, este unul dintre cele mai proaste exerciții de biceps. Eu trebuie să am un elbow support, în primul rând, ca să pot să fac ăla. Sau cel puțin să stau într-o poziție unde cotul poate să-mi fie, poate să-mi fie susținut de postura în care eu mă aflu. Adică în picioare, de-aia să fac flexii din picioare. Asta este un bun. În afară de asta, sunt studii care au demonstrat și ultimul studiu pe care l-am pus și cred că îl știe toată lumea de aici din chat, că cea mai bună stimulare a bicepsului este din lengthened position, hey Milă. Adică în momentul în care am cotul, da, în spatele omorului și eu plec de aici cu flexia, ok? Eu de aici plec cu flexia. Asta este cea mai bună poziție. De aici, din spatele omorului, eu plec cu flexia în sus. Pentru că îmi trebuie stretching. Ori aici eu nu am ce stretch. Unde-i stretching-ul? Unde-i stretching-ul? Ăla-i stretching-ul. Jesus fucking Christ. Hei, Mila, stai să te vadă oamenii. Zi salut. Da. Anyway, either way. Da, deci nu. No. Fake. Fake again. Na, așa este, pana mea, îmi pare rău, dar chiar nu e. Nu e, mai luăm două și gata. Că deja mă enervez. Avem pre-workout din nou. Oh, aici e bine, aici e de bine. Grăsimea e un depozit de toxine. Toxinele respective stau frumos în stratul de grăsime. Când eliberăm grăsimea, trebuie să eliberăm și toxinele. Ele se elimină prin respirații. Cu cât respirăm mai amplu, și asta poți să faci doar în timpul sportului, nu în timpul ce stai pe canapea, elimini mai ușor toxine. De exemplu, prin piele. Pielea este al treilea rinichi, trebuie să transpiri. Vi-l mai pun o dată. Și o să vă dau... Vi-l mai pun o dată ca să-l înțelegeți. Și o să vă dau pauză în momente cheie. Grăsimea e un depozit de toxine. Toxinele respective stau frumos în stratul de grăsime. Când eliberăm grăsimea, trebuie să eliberăm și toxinele. Ele se elimină prin respirații. Cu cât respirăm mai amplu și atât respirăm mai amplu. Și asta poți să faci doar în timpul sportului, nu în timp ce stai pe canapea. Elimini mai ușor... Aici, deci stai așa. The fuck, bro? Scuzați, mi-a dispărut mouse. Trebuie să eliberăm și toxinele. Ele se elimină prin... Aici amărâțe a făcut semnul băiatul ăla la platane, i-a zis, tai-l, bosule, că deja o ia razna. Deci îl mai ascultăm o dată cap-coadă pentru context. Îmi pare rău că vă dau atât de mult de așteptat. Grăsimea e un depozit de toxine. Toxinele respective stau frumos în stratul de grăsime. Când eliberăm grăsimea, trebuie să eliberăm și toxinele. Ele se elimină prin respirații. Cu cât respirăm mai amplu, și asta poți să faci doar în timpul sportului, nu în timp ce stai pe canapea, elimini mai ușor toxine. De exemplu, prin pielea este cel de-al treilea rinichi. Bă, voi înțelegeți. Sper că e cineva de la medicină care se uită la chestia asta. Sper, jur, dacă este cineva care este prezident, medic, vrea să dea la medicină, studiază pentru medicină, vă rog să lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă ați văzut chestia asta. Dacă vă uitați acu live, acu nu live. Mă rog, dacă vă uitați la chestia asta. Deci... 1. Grăsimea nu este o rezervă de toxine, grăsimea este un depozit de energie. În momentul în care transpirați, voi nu transpirați grăsime, boșilor. Grăsimea aia nu este scoasă prin piele. Într-adevăr, elimin toxine în momentul în care elimin și toxine în momentul când transpiri, dar elimin și minerale și electroliți, dar grăsimea nu se transpiră. Deci este falsă ideea acum că eu m-aș duce, m-aș antrena, iar eu în momentul în care mă antrenez, per se, în momentul ăla, eu transpir grăsimea. Voi realizați că grăsimea fiind grăsime, ar trebui să fiți uleioși pe piele? Adică sebumul scos ar trebui să fie practic ulei, pentru că aia e grăsimea. Eu practic ard grăsimea. Depozitele de grăsime care sunt depozite de energie, repet, pentru că body fat-ul este o energie, indiferent că este grăsime viscerală sau epidermală, grăsimea aia este un depozit de energie.
Eu nu ard depozitul ăla de energie și îl scot prin piele. Eu îl ard ca și energie metabolică. Energia aia este arsă în momentul în care eu mă aflu într-un deficit caloric și în care nu mai există alți nutrienți pe care eu îi inger și sunt duși spre toate procesele corpului sub formă de energie, iar corpul folosește grăsimea corporală pe post de sursă energetică și o arde în procesul de în procesul de susținere al vieții. Dar eu nu scot, deci grăsimea nu are toxine în ea. Grăsimea per se nu are toxine în ea și eu nu elimin grăsimea în momentul în care transpir, pentru că ar trebui să am ulei. Ați făcut vreodată pana mea măcar din greșeală sau ați experimentat ce înseamnă să torni ulei în apă? Ați văzut că nu, având alte densități, lichidele astea două nu se amestecă. E fucking fizică, man. Și ce vorbesc acum este pur și simplu biologie. Adică nu. De-aia zic că a făcut măruț așa, a zis. Aici îl tăiem pe doctor Mihail. Cezar. Scuzați, doctor Mihail, domnul doctor Mihail. Bă, sunt foarte curios dacă e cineva la medicină care poate măcar să zică că asta e materie de anul întâi sau măcar de examen la medicină, adică... Oh, Doamne, băi, body fat-ul este sursă energetică, mă, băieți, nu respir prin piele, în pula mea, că nu sunt amfibian. Doamne, mâncați-și gura ta. Domnul doctor mai are puțin pula mea și are... căldura corpului la 35 de grade care plilele. Doamne, băi, și e doctor, mă, băiatule, băi, e doctor. Doctor, ia să vedem, ăsta e ultimul, gata, nu mai zic. Ferește-te dacă vrei să scapi de burtă, de alimentele astea partea 2. Dacă ai o burtă care iese în evidență și foarte puțină masă musculară, este pentru că consumi aceste alimente. Ele te fac să reții apă, să te simți balonat și foarte greu mereu. Spre exemplu, chipsurile, bogate în sodiu, adică ce fac ele, te fac să fii atât de plin încât să nu-ți mai dorești să mănânci mâncare calitativă. Având multă sare, te vor face să te simți balonat și umflat mereu, iar ca și bărbat, arată foarte urât chestia asta. Sucurile, evită-le complet. O să-ți crească nivelul de insulină, iar astfel organismul tău va stoca zahărul drept grăsime și nu numai, și apa. Balonat și umflat mereu. Acesta e dușmanul tău numărul 1. Și aceeași poveste avem și la chestiile astea. Oreo, napolitane, biscuiți și așa mai departe. Toate chestiile astea te fac să par gravid. Vrei să te ferești de toate chestiile astea și să consumi alimente bogate în proteine și slabe sau moderate în carbohidrați și grăsimi. Iar dacă vrei să știi ce să mănânci ca să scapi de burtă și să crești masă musculară, lasă un comentariu cu plan alimentar și îți voi trimite unul gratuit. Încă o dată și le oprim pe rând. Ferește-te dacă vrei să scapi de burtă de alimentele astea partea 2. Dacă ai o burtă care iese în evidență și foarte puțină masă musculară, este pentru că consumi aceste alimente. Ele te fac să reții apă, să te simți balonat și foarte greu mereu. Spre exemplu, chipsurile, bogate în sodiu, adică ce fac ele, te fac să fii atât de plin încât să nu-ți mai dorești să mănânci mâncare calitativă. Bun, fals. Ca un om obez la viața mea, în anii tinereții care am fost și am mâncat foarte multe chipsuri, și ca un om care se respectă post-show și sigur ingerează 7-8 pungi de chipsuri dintr-o bucată, adică undeva la 700-800 de grame de chipsuri, echivalentul a, nu știu, 300 de grame de grăsimi, ceea ce nu este deloc sănătos și nu vă recomand, pot să confirm faptul că chipsurile nu te fac să fii plin atâta timp cât tu nu bei și apă cu ele. Bun, ideea că ți-ar da sațietate este una foarte falsă. De ce? Deoarece conțin grăsimi nesaturate. Bun, un alt factor este faptul că sodiu îți ridică oarecum apetitul în momentul în care îl mănânci și asta nu este documentat sau datat, este o anecdotă personală pe care o am și pe care am mai testat-o și pe alți oameni. În momentul în care mâncarea este plină de sare, foarte multă sare, îți ridică apetitul în a mânca, a continua să mănânci sau a schimba pe ceva ce conține zahăr, însă apetitul rămâne acolo. În niciun caz, și vă rog eu să confirmați, oameni care sunt în comentarii, dacă ați mâncat vreodată o pungă de chips, sau oameni care, pana mea, au bingiuit la viața lor, dacă ați consumat vreodată o pungă de chips și ați zis, mamă, ce m-am umflat de la punga asta.
It doesn't make any sense. Dacă ar face sens, nu ar mai exista obezitate, man. Că ai lua o pungă de chipsuri, o fucking pungă de chipsuri are undeva la 400 de kilocalorii, dacă are 80 de grame, cam acolo, 400 până în 500 de kilocalorii, da? Să zicem că chipsurile sunt la 400, între 480 și 500 și ceva de kilocalorii per 100 de grame. Și ai o pungă, de cea mai mică pungă cred că are 50 de grame. Și cea mai mare cred că are 120. Să zicem că mănânci 700 de kilocalorii, 120, o pungă de chipsuri. Și te saturi din aia, păi n-am mai avea obezitate, mâncați-și. Nu ar mai exista problema obezității. Și faptul că există sodiu, iar tu bei apă și reții sarea aia, adică reții apa subcutanat cum ar veni din cauza că ai o cantitate mare de sodiu, eu nu o consider neapărat relevant, având în vedere că mănânci doar o pungă de chipsuri. Sau, nu, deci nu văd sensul, Cât apă poți să reții de la o pungă de chipsuri? Hai, come on! Câtă sare are o pungă de chipsuri? 2-3 grame de sare? 2-3 grame de sare, să zicem că este sarea de masă care conține și iod, asta înseamnă că este 70% sare, hai 60% sare, 60% sodiu, pardon. Deci tu ai câte grame de sodiu? La o dietă echilibrată ar trebui să ai undeva la 2,5-3 grame de sodiu pe zi, pentru un om normal, iar pentru un sportiv să zicem că te duci spre 4 grame jumate de sodiu pe zi, având în vedere că mai și elimini prin faptul că transpiri. Deci să zicem că ai în total din alea 3 grame de sare 2 grame de sodiu, da? 2 grame de sodiu când aportul zilnic este de 2 grame jumate 3 până la 3 grame jumate, hai să zicem maxim. Pana mea, ți-a luat aportul de sodiu din ăla. Noi vorbim aici de surplus. Apa aia se reține în momentul în care ești în surplus. În surplus. 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 Dacă stă în deficit și oricum nu am ce să rețin, cum pana mea crezi că o să rețin ceva? Vorbim doar de surplus în momentul ăsta. Adică toate lucrurile, toate procedeile astea fiziologice se manifestă când sunt în surplus. Bun. Următorul. Având multă sare, te vor face să te simți balonat și umflat mereu, iar ca și... Cum balonat, man? Că n-are nicio treabă sarea cu balonarea. Nu. Cum umflat? Deci sunt... Deci chipsurile sunt printre singurele... Nu singurele, dar chipsurile sunt printre puținele alimente junk food care au volum mare caloric pe volum foarte mic de mâncare. Ați golit vreodată o pungă de chipsuri să vedeți că este ceva ce mănânci așa la nesfârșit, dar se termină super repede, pare că mănânci greu la început, dar se termină super repede, că au volum, foarte mic volumul. Nu e ca la popcorn, pe când volumul de calorii e de 3 ori, de 4 ori mai mare decât la popcorn. Vorbesc de popcorn făcut pana mea fără ulei. Come on, man. Come on. Jesus. Bărbat arată foarte urât chestia asta. Sucurile, evită-le complet. O să-ți crească nivelul de insulină, iar astfel organismul tău va stoca zahărul drept grăsime și... Nu. Dacă îți crește nivelul de insulină din corp, nivelul de insulină secretat de corp, ceea ce e foarte bine. Ca să înțelegeți, deci insulina este un hormon secretat de pancreas. Da, se secretă în pancreas. Bun. Dacă noi n-am avea insulină, am murit. Deci dacă hormonul ăsta n-ar exista și noi n-am... De fapt n-am murit, am avea diabet, basically, și ar trebui să ne injectăm insulină ca să putem să trăim. Da? Deci dacă pancreasul n-ar funcționa, și e foarte bine să funcționeze pancreasul. Fiecare aliment pe care îl băgăm în gură are o anumită încărcătură și un indice glicemic. Încărcătura glicemică este una, indicele glicemic este altceva, da? Bun, orice băgăm în gură, da? Și în momentul ăla se secretă insulină ca lucrurile astea să poate fi metabolizate, digerate, etc. și noi să putem să trăim, da? Asta este rolul insulinei, într-o foarte mare bulă, așa, repede înainte. Orice, repet, absolut orice în afară de apă, orice băgăm în gură, și îndulcitori artificiali, da? Care nu au calorii, deși dacă ești diabetic s-ar putea să ai spike glicemic și de la îndulcitori artificiali, adică să-ți se ridice glicemia, nu neapărat spike, scuzele mele, da? Cam asta este concluzia, deci dacă n-am avea insulină, am murit. E foarte bine că se produce insulină,
corpul produce insulină ca să metabolizeze respectivul aliment pe care noi îl băgăm în gură. Într-adevăr, se produce spike în momentul în care mâncăm zahăr, deși zahărul nu este alimentul cu cel mai mare indice glicemic, adică nu se va secreta cel mai mare nivel de insulină la el. Există alimente considerate, în ghilimele de rigoare, sănătoase, care produc mai mult indice glicemic, decât, care au un indice glicemic mai mare decât zahărul. Dar faptul că se produce insulină nu este un lucru rău. Again, lumea asociază insulina cu ce știau ei odată despre bodybuilderii profesioniști și cu ce știu și în momentul de față despre bodybuilderii profesioniști care au bubble guts, și bubble guts-urile alea sunt date mereu de insulină. Băi, băieți, bubble guts-urile alea sunt date de nivelul foarte mare de mâncare pe care oamenii îl mănâncă, de aportul caloric și volumul de mâncare pe care oamenii îl mănâncă. Therefore, volumul ăla de mâncare, ca ei să nu moară dracu și să arate și bine în același timp, dar să nu moară, în primul rând, să nu moară de diabet, ei își administrează insulină ca să-și ajute corpul să poată să metabolizeze volumul ăla mare de insulină. Insulina vine ca un tool de ajutor. Nu înseamnă că trebuie să-l folosiți, că este extrem de periculos, dar vine ca un tool de ajutor pentru oamenii care nu pot secreta destul de insulină cantitativ cu lucru pe care îl bagă în gură. Ok, același lucru valabil și la diabetici. Diabeticii nu secretă insulină. Cu fiecare lucru pe care ei îl mănâncă, ei trebuie să-și administreze insulină. Și insulina aia vine, therefore, raportată la numărul de carbohidrați pe care îl mănâncă, în cea mai mare parte, așa trimit diabetologii și dau oamenilor, da? O unitate pe 10 grame de carbo. Bun. Deci ei nu au bubble guts-urile aia de la insulină. Insulina este un tool pe care îi ajută pe ei să metabolizeze cantitatea enormă de mâncare pe care o mănâncă, și este un tool foarte useful, pentru că altfel ar muri mai repede. Credeți-mă, ar muri mult mai repede fără insulină. Insulina nu din cauza aia au ei bubble guts, din cauza că mănâncă foarte multă mâncare, că e logic, ai un tub digestiv, da? Și din cauza că pielea noastră are elasticitate, iar organele interne în contextul de față, tubul digestiv, colonul gros, colonul subțire, au și ele posibilitatea de a... Doamne... calitatea de a fi elastice, ele se umplu. Se umple tubul digestiv, împinge în epidermă, epiderma fiind și aia elastică, se lățește. Da? Ăsta este motivul pentru care au. Pentru că dacă n-ar mânca atât, n-ar avea cum să... Nu există un proces fiziologic prin care să faci bubble guts-urile alea, decât dacă colonul tău este extrem de inflamat. Ar însemna că mori drept înainte să ai bubble gut, dacă colonul tău este atât de inflamat. Deci faptul că se secretă insulină când mănânc zahăr este un lucru absolut normal. De-aia este foarte bine să vă dați seama de cum mănânc, dacă mănânc sau beau zahărul ăla. Și să faceți alegerea corectă în a mânca versus a bea zahărul ăla sau ce sursă de zahăr este. Pentru că toate când ajung în ficat se transformă în glucoză, într-adevăr. Indiferent că bag carbo simplu sau carbo complex în mine. Dar contează foarte mult și spike-ul la glicemic, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te ferești de un pahar de suc. Sau dacă trebuie să te ferești, ai varianta de zero care nu-ți produce chestia asta. Da. Hai să vedem ce mai zice. Nu știu, mi se pare că am vorbit iar. Zic același lucru de fiecare dată. Nu numai și apa. Balonat și umflat mereu. Acesta e dușmanul tău numărul 1. Și aceeași fotarul drept grăsime. Și nu numai și apa. Deci, nu, deci din cauza faptului că se secretă insulină, zahărul nu se depozitează pe post de grăsime. Este tâmpită afirmația asta. Again, vorbim iarăși de circumstanțe. Deci dacă eu sunt într-un deficit caloric și beau un pahar de ladă suc, ce crezi că se întâmplă? Pun grăsime pe mine? Păi e contra tuturor legilor fizicii. Nu există, n-ai cum, e imposibil, da? Nu se poate, nu te lasă corpul să faci chestia asta, indiferent cât ai bea tu, nu poți să-ți faci surplus caloric fără să mănânci nimic, doar din sucul ăla, da? Da, zahărul se va stoca sub formă, zahărul, caloriile alea pe care tu le ingerezi, să zicem că sunt din zahăr, în contextul de față chiar sunt din zahăr, în momentul în care le ingerezi și sunt metabolizate și după aia trimise mai departe și corpul are deja rezerve, pentru că tu ești în surplus, se vor depozita de grăsime corporală. 100%. Dacă glicogenul este la locul lui, nu s-au epuizat rezervele de glicogen, mai e glicogen și inficat. Nu este absolut nicio problemă, n-ai unde să mai trimiți glicogen. Zahărul ăla, caloriile din zahăr se vor depozita sub formă de grăsime corporală. Da, într-adevăr, ăsta e procesul corpului. Dar, again, de ce vorbești fără o circumstanță? Unde e circumstanța? Unde e surplusul ăla? Jesus Christ.
balonat și umflat mereu. Acesta e dușmanul tău numărul 1. Și aceeași poveste avem și la chestiile astea. Oreo, napolitane, biscuiți și așa mai departe. Toate chestiile astea te fac să par gravid. Vrei să te ferești de toate chestiile astea și să consumi alimente bogate în proteine și slabe sau moderate în carbohidrați și grăsimi. De ce bogate în proteine și slabe în carbohidrați și grăsimi? Ai că ok, bogate în proteine, dar de ce slabe în carbohidrați și grăsimi? Vorbim iarăși de persoane naturale, da? Și vrei să întreții sistemul hormonal. Ai nevoie de o dietă moderate spre high fat, special la femei. Chiar ai nevoie de high fat, man, și grăsimi sănătoase. De ce slabă sau moderată în grăsimi? Da, hai că n-am făcut regez dacă este. Bun, nu știu, dacă mai e ceva de discutat pe subiectul ăsta, nu mai. Cam atât a fost clipul de astăzi, dragilor. Sper să vă placă, sper că v-a ținut, a fost entertaining pentru toată lumea, sper că ați, de fapt nu, nu a fost entertaining, sper că ați învățat ceva. Dacă n-ați învățat nimic, scrieți în comentarii, moe, glumesc. V-am pupat, până la data viitoare, ne vedem. Ciao.